Bun găsit! Știați că primul muzeu etnografic din România se află în Cluj-Napoca? Astăzi vom afla povestea lui. Mai mult, vă invit la o călătorie în trecut, în secolele 19 și 20, pe urmele țăranului din Transilvania. În secolul al XVII-lea, ofițerii austrieci, aflați în trecere prin cetatea veche, se cazau la un han numit Calul Bălan. Aici se refugiau și personalitățile Clujului, atrase de mâncarea rafinată, camerele confortabile și petrecerile ad hoc. Timp de aproape 200 de ani, Calul Bălan a fost cel mai renumit han din Transilvania. Ulterior, împăratul Iosif al II-lea a transformat hanul într-o școală de ofițeri. Până să ajungă muzeu, clădirea de pe strada Memorandumului a avut numeroase destinații. Până în 1922, această clădire sau arealul în care ne aflăm a avut cu totul altă funcționabilitate sau alte funcțiuni. Muzeul este numai din 1922, dar o să ajungem când o să vorbim despre muzeul etnografic. Această locație era exact în, să spunem, în buricul târgului din secolul 16-17, pentru că ne aflăm pe strada Mănășturului Interioară. Inițial aici erau trei case. Prima casă s-a știut, era 1604 datată și după aceea s-a făcut o clădire care în perioada respectivă era un han în vogă, având în vedere că în perioada premodernă și chiar modernă nu era titlul de hotel, era han, dar avea aceeași funcționabilitate ca și un hotel. Și acest hotel, să-i spunem așa, foarte frecventat de lumea de atunci, la un moment dat, în perioada împăratului reformist Iosif al II-lea, devine o școală militară. Deci clădirea va avea o funcțiune militară, o școală militară pe care chiar Iosif al II-lea a înființat-o. Ce se întâmplă? Iosif al II-lea decedează, clujenii recuperează clădirea în 1794, dar clădirea respectivă de atunci nu mai era în vogă, nu mai era în on fashion, să vorbim așa. Deci în perioada respectivă erau nevoie de o serie de renovări. Și unul dintre celebrii arhitecți ai Clujului, de care noi am mai amintit în emisiunile noastre și probabil vom mai aminti, Iosif Leder, se va ocupa cu arhitectura noii clădiri. Dar atenție foarte mare, pentru că din temelii e refăcută această clădire, adică e o clădire nouă. Hanul era construit din piatră? Da, era han din piatră, da, foarte sigur nu mai era o clădire. Da, știu de ce mi-a impus întrebarea asta, pentru că, într-adevăr, secolul 15-16 erau foarte multe clădiri și case din lemn. Nu vorbim de secolul 18, deja erau și în zona asta, adiacentă cu high life-ul Clujului de atunci, nu prea erau case de piatră. Case de piatră erau în zona turnului pompierilor, de care noi am discutat în prealabil. Această construcție este foarte interesantă, este un stil neobaroc, deci nu baroc, ceea ce am vorbit la Palatul Banfi, și un stil neoclasic. Păcat că nu o putem vedea de afară, pentru că se află într-un proces de restaurare. Nu se știe dacă clădirea de fațadă, adică care este la stradă, a fost chiar de el proiectată. E o supoziție. Ceea ce se știe, în această curte în care filmăm noi acum, în spatele nostru, mai bine spus în spatele tău, era o altă clădire făcută chiar de acest Iosif Leder. Între 1798, el pare mi se între 1810-1812. Acest Iosif Leder decedează normal și la o vârstă. Urmează alți mari arhitecți ai Clujului care se vor ocupa de această locație. Și mă refer la Georg Winkler, de care și de el am vorbit, de Anton Kagerbauer, de care și de el am vorbit. Enumăr câțiva. De ce i-am amintit? Pentru a vedea importanța acestei locații. Acest loc mai purta numele Redut. Redut sau Reduta, îi spune multă lume, dar nu are semantica Redutei de care am vorbit noi la Cetățuie, deci acea lucrare defensivă la cetățile din secolul XVIII. Redut în limba franceză înseamnă ori loc de bal, înseamnă ori loc de distracție, loc de entertainment, să fim în vogă. Lumea bună a Clujului se aduna aici, mai ales că exista o sală, o sală care este la etaj, o să o vedem când vom vedea colecția Muzeului Etnografic, care
putea să găzduiască sute de persoane. Ați spus că era școală militară. Când s-a transformat într-un loc de petreceri? Ei, în loc de petreceri s-a transformat cam pe la mijlocul secolului al XIX-lea, deci treptat. La început a fost construită. Sigur că n-a trecut direct de la școală militară la un loc de petreceri. Treptat, sigur că da, până când s-au terminat construcțiile, mai ales că în spate, acum în locul școlii Ioan Bob, școală care, nota bene, a fost făcută în perioada interbelică, între 1935-1937, repet, pe acel loc era partea dinspre sud a acestui complex, care a fost dărâmată atunci. Aia a fost proiectată de Leder. Ce să spun, locul acesta în care veneau doamnele celebre ale Clujului, domnii celebre a Clujului, a fost un loc în care se țineau evenimente sau se desfășurau evenimente celebre ale urbei. În primul rând, dietele. Acum nu diete de slăbit sau de asta. Dietele, explic lumit puțin telespectatorilor noștri, că erau acele adunări parlamentare, în general constituite din nobili și care hotărau probleme importante ale Principatului Transilvaniei. Până în 1865 a avut loc ultima dietă. Aici sunt din 1841 până în 1849 au avut loc o serie de diete, unele foarte importante, pentru că, de exemplu, cea din 41 și 43, care a avut loc aici această dietă, a discutat problemele Teatrului Național, de sprijinire, Teatrul Național de atunci, care nu și avea locația unde are acum, își avea locația unde este acum Colegiul Academic, deci pe strada Mihail Cogălnicianu. De asemenea, aici, tot în acest loc, s-a înaintat celebrul memoriu al românilor, Suplex Libelus Valahorum, care a fost redactat de corifei școlii ardelene, în care se cerau drepturile strămoșilor noștri români în raport și în proporție cu numărul lor, cu numărul lor de contribuabil la economia principatului. Asta a fost o primă mișcare, pentru că pe urmă în dietele care au avut loc aici este remarcabil remarcabilă participarea lui Avram Iancu la unele diete, când la un moment dat în preajma Revoluției de la 1848 va spune o celebră frază vis-a-vis de aristocrația de atunci a Transilvaniei, deci aici în sala balului: cu ăștia nu merge cu argumente filozofice, cu lancia ca Horea. Aici, în sala Redute, sala de bal pe care o să vedem, a avut loc această afirmație. Sigur, era o dietă a Transilvaniei. Pe urmă, diete n-au mai fost, dar aici, tot în acest loc, în 1859 s-a creat Muzeul Ardelean, de care noi am vorbit. Tot în acest, de sigur că da, inițiator a fost celebrul conte Mico Imre, de care eu am spus că vom mai vorbi în serialele astea, a avut o contribuție extraordinară asupra dezvoltării culturale și nu numai a Clujului secolului XIX. Tot în acest loc, în 1885 s-a creat Societatea Culturală Maghiară, așa numită MK, care și-a avut sediul unde este acum regional la CFR, au avut concerte. De fapt, este și o plachetă pe peretele din fața clădirii, deci pe fațada clădirii, în care se amintește că Franz Liszt a susținut două concerte aici, în 1846-1879, a susținut Johannes Brahms, celebrul muzician și compozitor, și sunt niște lucruri demne de relevat. În 1897, primele proiecții de filme au avut loc aici. Pe urmă, un lucru foarte interesant este când intrăm în incinta acestui imobil, avem de afară acel turnuleț. Are o poveste foarte simpatică, turnulețul. El a fost realizat la mijlocul secolului XIX, mă refer la turn. Dar ceasul de acolo, noi am mai amintit de el în cadrul Bisericii Sfântul Mihail. Astăzi vom vorbi în detaliu, pentru că și acum este prezent aici. Ceasul acela a fost luat de pe turnul baroc al Bisericii Sfântul Mihail, care s-a dărâmat în urma unui cutremur. Culmea ironie, o să mă întreb cum, cutremure? Da, uite că au avut loc cutremure în zona asta Clujului, în acea perioadă. Și după 1763 a fost pus în apropiere. Ceasul a fost pus pe acest turn, la poarta mănăștirii, dar aia s-a dărâmat și în 1843. Și atunci a fost pus aici. El a fost funcționabil până acum 70 de ani. Dar este un ceas vechi. Foarte interesant, avea două clopote.
un clopot mai mare, care suna din oră în oră, deci îți dădea ora exactă, cum în evul mediu dădea străjerul ora exactă, a fost ora 5 și totul în regulă. Acum nu mai era treaba asta, era un clopot mare care suna mai profund și mai strident, iar din jumate în jumate de oră era un clopot mai mic, care suna mai puțin strident. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, clădirea de pe ulița Mănășturului a fost în centrul unor evenimente politice și culturale extrem de importante pentru toți românii din Transilvania. Aici a avut loc celebrul proces al memorandiștilor. Mișcarea memorandistă, o mișcare care s-a desfășurat la finele secolului al XIX-lea și prin care corifeii mișcării de emancipare națională au cerut drepturi politice pentru români în raport cu numărul lor. Ei, acest memoriu a fost dat de către împăratul Franz Josef, guvernului de la Budapesta, pentru că această, trebuie să amintesc lucrul ăsta, această zonă era guvernată de la Budapesta. Guvernul se uită, nu se uită peste memoriu, la un moment dat, datorită faptului că el a fost multiplicat în mai multe exemplare ca să fie conștientizată populația, nu numai românii, ci și alte naționalități, li s-a intentat la 21 de lideri un proces. Aici a avut loc procesul, în această sală a balului, care astăzi, sigur, este o sală de conferințe, este și o plachetă acolo care amintește celebra frază a lui Ion Rațiu, Ion Rațiu seniorul: existența unui popor nu se discută, se afirmă. Palatul Reduta a găzduit și o școală de muzică unică în Transilvania. Aș mai adăuga un lucru. Clujenii de astăzi cunosc foarte bine grădina Boema, care este pe actuala stradă Iuliu Maniu, dar prima sau primul restaurant sau prima grădină Boema aici se află. Era de fapt un loc specific Clujului și era în general frecventat de ofițerii din cadrul armatei române și care sigur veneau aici la cercul militar și la casina militară. Aici tot în această locație, în acest loc, s-a înființat în 1819 conservatorul clujan, primul conservator clujan. De asemenea, tot în acest loc era la mijlocul secolului al XIX, chiar și în prima jumătate, o sală de scrimă. Pentru că scrima era astăzi este sport olimpic, dar atunci era la modă, era ceva în fashion. Și de acest lucru se ocupa un italian care venise aici în Cluj, Biasidi, care a avut și un celebru hotel situat pe actuala stradă Avramian, cu lângă cimitirul Hajongard. Tot aici, în perioada interbelică, s-a organizat era cerc militar, mai bine zis, și era și un casino, nu casină, ca să numea, casino militar. Deci, cum Casa Armate pe urmă a fost pe actuala stradă Eroilor, care e fosta cameră de comerț, în perioada interbelică aici a funcționat acea casină militară și acel cerc militar. Ce se întâmplă după, de când devine acest loc muzeu etnografic? Aici o luăm puțin treptat. Muzeul etnografic s-a înființat în 1922 și a avut o locație temporară pe strada Barițiu la numărul 5, astăzi nu mai există clădirea. Pe urmă, locul în care erau depozitate toate obiectivele cu referire etnografică au fost în piața Mihai Viteazu, într-o fostă sală sau fost imobil care a găzduit și un muzeu dărâmat în 1930. Apoi din 1930 în clădirea casinoului de astăzi, iar ca muzeu de etnografic, aici funcționează oficial din 1952-53, iar în 1959 a fost pus în funcțiune. De fapt, este pe încadramentul porții inscripționat anul 1959. Deci cum intri? Pentru că în acel an oficial este muzeu etnografic și toate prăvăliile care erau la stradă, pentru că erau o serie de magazine, îți dai seama, Buricul Târgului, au fost desființate. Dar nu vreau să uit un lucru. Muzeul etnografic, ca instituție, nu mă refer ca imobil, a fost extrem de sprijinit de regele Carol al II-lea. Cu toate păcatele sale, din punct de vedere al domeniului culturii și educației, Carol al II-lea s-a implicat, acesta fiind și cel din București, dar aici primul muzeu etnografic din România.
În 1921, Romulus Vuia, bănățianul care a înființat muzeul etnografic, a luat la pas țara Hațegului. Tânărul etnolog și folclorist a stat la taclale cu țăranii, a învățat obiceiurile zonei și, în final, a achiziționat peste 1200 de obiecte și unelte gospodărești. Ulterior, Romulus Vuia a făcut excursii și cercetări de teren în întreaga țară și a conservat în muzeul etnografic frânturi din viața aspră a țăranilor. Romulus Vuia a gândit muzeul cu două secții, cea pavilionară în care ne aflăm noi, secția în aer liber, Parcul Etnografic Romulus Vuia. În secția pavilionară în care ne aflăm noi, puteți vedea mai multe obiecte etnografice grupate pe mai multe săli. În prima sală, care ați văzut-o la intrare, avem ocupațiile cele mai vechi ale țăranului nostru, nu cele mai importante, dar cele mai vechi, și anume culesul din natură, vânătoare, pescuit, și artefactele prezentate susțin ceea ce am vrut noi să reprezentăm. Deci sunt și uneltele acolo cu care lucrau. Da, 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 exact. Sunt perile cu care adunau afinele, sunt coșurile în care adunau fructele de pădure, zmeură, afine, mure, sunt cleștii cu care spărgeau alunele de pădure, toate confecționate manual, confecționate din lemn, din scoarță de copac, ceea ce găseau ei în apropiere și în spațiul în care locuiau sau în vecinătatea spațiului de locuire. Obiectele erau modelate cele din scoarța copacilor erau modelate cât era scoarța proaspătă, moale, și sunt de diferite mărimi, o să puteți să le observați în funcție de cei care le culegeau. Erau și mai coșuri mai mici pentru copii, coșuri mai mari, de portat în spate, cele pentru afine, zmeură, de portat în mână. Sunt foarte frumoase, vizitatorii noștri le admiră, sunt foarte bine conservate datorită laboratorului de conservare restaurare. Mai departe, chiar dacă în Transilvania nu avem ape foarte mari, avem și pescuitul reprezentat, este o luntre monoxilă, săpată, pregătită într-un singur trunc de copac luat din pădure. Pescuitul se practica pe apele repezi, pe Someș, pe Mureș, și avem și plase de pescuit, coșuri, toate prelucrate manual, împletite de către țărani, sunt din diferite zone din Transilvania. Și ceea ce este important pentru muzeul nostru etnografic și cel deosebește poate de alte muzee, este faptul că am încercat să reprezentăm toate etniile din Transilvania. Deci avem și pe lângă români, avem și obiecte ale maghiarilor, sași, secui, obiecte ale romi, de la romi provenite, deci de toate etniile am încercat să le reprezentăm. Mai departe, în sala următoare puteți vedea obiecte folosite la una dintre cele mai vechi și cele mai importante ocupații ale țăranului de secol 18, 19, 20, creșterea animalelor. Și apoi cultura plantelor sau agricultura. Suntem în sala dedicată creșterii animalelor, una dintre ocupațiile importante ale țăranului nostru. Se creșteau în Transilvania deopotrivă vaci, boi, cai, după cum observați și pe planșele de pe perete, capre, oi, bineînțeles, păstorii erau destul de numeroși în Transilvania și stăteau cu turmele lor la păscut până târziu la venirea iernii. Puteți observa în spatele meu o vitrină unde sunt reprezentate principalele obiecte, inventarul unei stâne țărănești. Pe raftul de sus puteți observa o geantă, o straiță a ciobanului, un clop care e impermeabilizat, ce se găsea la stâna ciobanului, cu rășină de brad amestecată cu seu de oaie. Și rolul acestei impermeabilizări era de a nu lăsa să pătrundă ploaia, pentru că țăranul stătea foarte mult, ciobanul, pe câmp. Mai departe avem căuce de băut apă din lemn,
lucrate manual, tot de către ciobani, în timpul cât stăteau cu oile. Sunt foarte frumoase, le puteți admira și sunt foarte admirate de toți vizitatorii noștri. Cei străini întreabă ce sunt, fiindcă nu știu despre ce este vorba și noi le explicăm. Sunt lucrate manual, în lemn, în lemn proaspăt, și apoi sunt puse la uscat și se găseau aceste căuce sau căni de băut apă în straița ciobanului. Ei... Era un fel de termos al zilelor noastre? Da, putem să-i spunem că era și un termos și era... Nu safe, era curat sau... Nu țineau microbii, se spune că ele nu păstrau microbii în ele și când mergea la izvor sau era sete, își lua cana și bea apă frumos din apă proaspătă de izvor. Mai departe puteți vedea sărărițe, așa se chemau. Pentru păstrat sarea erau confecționate din scoarță de copac, tot așa modelată cât era ea proaspătă și aveau proprietatea de a nu umezi sarea. Era importantă sarea la stâna ciobanului, era păstrată doar în aceste sărărițe sau în altele din trunchi, din corn de animal. Altfel, sarea se umezea și nu mai era folosită. Puteți vedea un ceaun, un platou și un arc cu care se tăia mămăliga, linguri ciobănești, tot așa lucrate de către ciobani în timpul lor liber și pe peretele din stânga și din dreapta, băte ciobănești. Și acestea erau un instrument nelipsit din recuzita ciobanului. Unele sunt atât de frumos sculptate și prelucrate și au diferite inscripții, însemne pe ele. Ni s-au spus, informatorii noștri ne-au spus că ei, ciobanii, aveau un sistem prin care își numărau oile, își țineau evidența oilor, un fel de calculator, am putea spune. Și pe bătele noastre se vede acest lucru și ei știau, o linie însemna 10 oi, o linie oblică însemna că le-a murit niște oi sau au rămas cu mai puține. Aveau codul lor, după care țineau socoteala oilor, câte le-a mâncat lupul, câte nu s-au mai întors, câte le-au mâncat ei, probabil. Da, este o ocupație importantă, spun eu, a țăranului. Mie îmi place foarte mult această sală și o prezint cu drag vizitatorilor. Știu că brânza era apreciată și celelalte produse de la stână și pentru păstrarea lor erau folosite recipiente tot din lemn, tot confecționate de țărani, de ciobani, dar și de familiile lor. Și aveau proprietatea aceste recipiente de a păstra calitățile brânzei și al celorlalte produse ținute din laptele de oaie pentru foarte mult timp. Avem și un fedeleș pentru păstrat laptele acru. La stână, nu, sigur că nu aveau frigidere, nu aveau unde să-l răcească și fedeleșul acesta păstra pentru mai mult timp produsul, laptele acru. Avem și o covată în care se frământa brânza, pe urmă aceasta era pusă fie în burduf, care au ridicat gustul, făcea să fie mai pronunțat gustul brânzei. Avem și o untarniță pentru preparat untul și care se mai folosește azi doar în reclame sau o puteți vedea doar la noi, în muzee. Universul rural, care are un farmec aparte, este ilustrat la muzeu și prin colecția de costume populare cusute în gospodăriile țăranilor maghiari, români, romi sau sași din Transilvania. Sunt costume din diferite regiuni ale Transilvaniei. Ele, manechinii îmbrăcați, poartă costumele de sărbătoare, dar trebuie să știți că țăranii noștri purtau costume sau tradiționale în fiecare zi. Sigur, aici le avem pe cele mai frumoase, cele mai bune expuse, dar toate erau în casă, confecționate în casă. Femeia din toamnă și până în primăvară țesea valurile de pânză și le croia și costumele populare în cea mai mare parte, adică majoritatea pieselor, erau în casă confecționate, mai ales la români. La maghiari, sași, secui, se observă influențele târgurilor, orașelor și aceste influențe se observă în talia, în tăietura
pieselor vestimentare și ei poartă și pe cap mai multe ornamente, să spunem, mai multe decât românii. La români portul este mai simplu, culorile sunt folosite, sunt obținute în casă, materialele sunt vegetale, culorile sunt obținute din plante, din frunze de nuc, din diferite flori, galbene, mov, maro, este tot așa din cojile de nuci obținut fierte. Costumele sunt din diferite, provin din diferite zone, din Transilvania, avem și din zona Sibiului, avem din zona Maramureș, Oaș, avem un costum din zona Năsăudului care se diferențiază prin pana de păun purtată de către tinerii necăsătoriți, atât băieții cât și fetele, care își permiteau, adică își permiteau în sensul că proveneau din familii înstărite, aveau pe cap, purtau băieții la pălărie, iar fetele la o bandă, la o cordeluță, purtau pană de păun. Până în momentul în care se căsătoreau. Nu știu dacă se creșteau păuni în zonă, cert este că își procurau penele acestea cât mai mulți tineri, pentru că era și un semn de mândrie și de, cum v-am spus, un pic de, nu chiar de bogăție, dar de înstărit, familii înstărite. Pana de păun este foarte frumos aranjată, confecționată într-o cercetare de teren. Am văzut-o că se mai confecționează și în zilele noastre și că tot așa copiii, tinerii, adolescenții o poartă cu mândrie la pălăria lor. Ceea ce nu știam până când am ajuns la muzeul etnografic este faptul că și fetele aveau această pană în jurul pene, în jurul urechilor. Și puteți observa la costumul nostru. Cam câte piese sunt, câte costume? Avem în depozitele noastre, sunt pline de cămăși, de zadii, de poale, sunt câteva zeci de mii, cred eu. Pentru că toate colecțiile muzeului însumează peste 90.000 de artefacte, iar costumul popular are o pondere mare, 20.000, 30.000, cred, sunt de 10.000. Pentru că noi punem numere de inventar la fiecare piesă, cămașă, maramă, năframă, poale, pantaloni, obiectele, podoabele pe care le puteți observa în vitrină, cât sunt, fie că sunt mai mici sau mai mari, fiecare are numărul de inventar și atunci cu acestea ajungem la câteva zeci de mii. Și vin piese, vin în continuare, cămăși, vin foarte multe, vin din donații. Lumea vrea să doneze către muzeul etnografic și sunt de obicei piese vechi, ale bunicilor, ale străbunicilor. O să observați pe etichetele noastre, tot așa, secol XIX, secol XX, piesele sunt vechi, într-adevăr sunt foarte vechi și sunt periodic restaurate, verificate de colegele de la Laboratorul de Conservare și Restaurare și ele trebuie periodic tratate, văzut dacă nu se degradează ațele, culorile. Un costum complet ce însemna în acele timpuri? Însemna cămașă, ceea ce spunem noi IA astăzi, însemna poale, partea de jos, fusta. Pentru femeie este aceasta. Însemna în față și în spate două bucăți de pânză țesută, colorate la fel sau diferit, zadii sau catrință. Însemna un brâu cu care se prindeau toate și se ascundea puțin partea de sus a poalelor și a zadilor. Însemna pieptar, dacă era vară, primăvară, toamnă, și însemna haină groasă, bundă, blăniță, confecționată din blană de oaie sau cel mai frecvent, dacă era iarnă. Și pe cap, în funcție de statutul social, femeia purta o maramă, o năframă sau purta capul descoperit. De obicei, femeile, după ce se căsătoreau, nu mai umblau cu capul descoperit, iar văduvele purtau ceva negru pe cap, o maramă sau o năframă de culoare neagră sau închisă la culoare, toată viața după ce rămâneau văduve. Pentru bărbat, costumul însemna o cămașă scurtă în zona Maramureș, Oaș sau lungă,
însemna pantaloni sau ițari, strâmți sau largi, în funcție de zona etnografică, însemna tot așa un brâu sau o curea lată, care avea și rolul de a ține spatele, era și rol medicinal și avea și un însemn. Ele sunt foarte frumoase, aceste chimiruri, sau în funcție de zonă le spunem diferit. Însemna pe cap o pălărie sau o căciulă din blană de oaie, tot așa în anotimpul rece, și o haină mai groasă, o gubă, o șubă, depinde, denumirea varia în funcție de zona din care provenea costumul. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.